în direct. Bună ziua, Cristi! Ce surpriză ne-ai pregătit? Bună ziua! Surpriza pentru ora aceasta este o imagine mai de ansamblu cu tot ceea ce se întâmplă la Biaz. Dacă până acum am dat așa pe porțiuni, ba de la simulatoare, ba expozițiile statice, acum l-am suit pe Georgica al nostru, omul numărul 1 la cameră, undeva sus, ca să vedem cât de multă lume este la acest show aviatic. Sunt mii de oameni, zeci de mii de oameni pe platforma aceasta de la aeroportul Băneasa. Un show aviatic așteptat de mult timp, de 2 ani, știu foarte bine, a fost pandemie și nu s-a mai desfășurat. Deși fel de bine, dacă mi-aduc aminte, Mihaela, a fost odată un congres în plină pandemie și nu s-a mai ținut cont de reguli, dar asta este o altă poveste. Revenind la ziua de astăzi, o zi extrem de frumoasă, o zi unde show-ul aerian este desăvârșit cu spectacolul de la sol. Spectacol pentru că sunt foarte mulți copii, foarte multă lume care vine să se fotografieze, să intre în elicopterele militare, în avioane militare, în absolut tot ceea ce înseamnă tehnică militară pregătită de aviația română pentru această cer. Un pic mai devreme am văzut o formație de 4 avioane F-16 care au încadrat un avion de linie Altarom. A fost o imagine extrem de spectaculoasă, cu 5 aeronave zburând extrem de aproape de sol, spre încântarea tuturor celor prezenți. Acum mai sunt undeva în depărtare alte 2 avioane F-16 care execută un zbor de antrenament spre deliciul celor care fotografiază, filmează și, bineînțeles, au ce povesti după această zi minunată. Cu aceste imagini încheiem această ediție a emisiunii News Magazine. Mulțumesc pentru atenție, sunt Mihaela Bârzilă. Îl vom contacta și pe Ministrul Educației orele următoare pentru un punct de vedere în legătură cu acest început de an controversat. Copiii trebuie să aibă încredere că totul va fi bine. Noi ne revedem la ora 15 la News Magazine. Acum vin știrile prezentate de colega mea, Maria Linda. Să aveți o duminică frumoasă. La revedere! Încă o dată cu tichetă. Ați înțeles, da? Îi așteptăm părinții aici la scenă. Aici,